Filmul începe la un magazin unde toată lumea își vede de treabă. Dintr-o dată, un grup de bărbați mascați intră în magazin, înarmați până în dinți cu arme. La scurt timp după aceea, întregul magazin este luat ostatic, iar oții încep să închidă totul și să rețină pe toți cei se află înăuntru, inclusiv un polițist. În mijlocul acestei crize, polițiștii înconjoară clădirea, care se transformă într-o situație haotică de luare de ostatici. Cam în același timp, se declanșează o alertă de dispecerat în care poliția din Los Angeles cheamă infama echipă SWAT. Capitanul SWAT Frank Tate răspunde la un apel în care se anunță alertă de luare de ostatici. La primirea apelului, el cere imediat echipei sale să se pregătească și pornește spre local. Din echipa SWAT fac parte capitanul, sergenul Tony Hunt și oficierii SWAT Jenner și Blanco. Echipa SWAT ajunge la locul faptei, care este deja plin de polițiști. Capitanul Tate coboară din mașină și își pune pușca pe capota unei mașini de poliție. Polițistul îi spune capitanului că ei se ocupă de situație, la care acesta îi răspunde că polițiștii obișnuiți ar trebui să-și ia acum liber pentru restul zilei. El le spune tâlharilor că potrivit legilor și procedurilor departamentului său trebuie să ajungă la un termen de negociere cu tâlharii înainte de a decide dacă intervine sau nu, iar refuzul acestei proceduri ar duce la bătaia echipei SWAT și la închiderea lor. Liderul acceptă prompt procedura, dar doar o ușoară întârziere în răspuns este exploatată intenționat de capitanul Tate ca scuză pentru a acționa violent. Acest lucru lasă pe tâlharul șef în confuzie și panică, în timp ce le spune colegilor săi să se pregătească de atac. Echipa SWAT intră în acțiune, iar ofițerii Blanco și Jenner preiau conducerea după ce capitanul Tate le cere tuturor să se împartă în trei segmente. Blanco ia o friptură congelată de pe teșghea, în timp ce el și Jenner se ghemuiesc în spatele teșghelei pentru a flanca pe unul dintre tâlhari. Între timp, sergentul Hunt se deplasează separat și interceptează un tâlhar și un ostatic. La cererea tâlharului, Hunt se preface că se predă. Tate în tot acest timp îl interceptează pe șeful tâlharilor, în timp ce el și ostaticul său polițist se plimbă printre raioane. Tate își aruncă arma, derutându-l pe tâlhar și intră în el și în ostatic, aruncându-i pe mărfurile stivuite. Blanco aruncă friptura congelată în unul dintre hoți, care este amețit, iar Jenner trage câteva focuri de arme și le elimină pe hoț. Hunt își predă toate armele, cu excepția Marte, iubita sa armă cu bile, folosindu-se de ea pentru a lovi pe tâlhar și a-l face să se clatine înainte de a-și lua pușca și a-l ucide. Tate îi sparge capul tâlharului într-un frigider și-l bate. Toți tâlharii sunt neutralizați, iar ostaticii sunt salvați fără nicio victimă. Această scenă este urmată de relaxarea echipei SWAT în vestiar, când Tate îi informează că șeful poliției vrea să-i cunoască pe toți, așteptându-se la modul în care ar putea fi eventual onorați pentru salvarea tuturor ostaticilor. Cu toții vorbesc despre faptul că se vor preface cu dezinvoltură, că sunt plăcut surprinși și vor spune că a fost o onoare pentru ei să servească poporul. Cu toate acestea, atunci când se duc în biroul șefului a doua zi, își dau seama că acesta nu este deloc încântat de ceea ce s-a întâmplat. Șeful le spune că nu au respectat procedura standard și că acest lucru a dus la faptul că lanțul alimentar național unde a avut loc incidentul a dat în judecată poliția din Los Angeles pentru un sfert de milion de dolari. El se plânge de modul în care nepăsarea lor a dus la atâția ostatici rănici, inclusiv polițistul căruia a explodat testiculul în urma loviturii lui Tate. După câteva schimburi de replici comice cu șeful furios, acesta le spune că toți sunt imediat suspendați fără plată și că trebuie să urmeze sesiuni de recalificare cu federalii. Echipa SWAT se regăsește la un curs ținut de un instructor plictisitor care învață despre un scenariu celebru în care o persoană a luat ostatici niște copii de grădiniță în 1998, iar situația a fost rezolvată pașnic prin negocieri. Cu toate acestea, fiecare dintre membrii echipei SWAT are o soluție foarte dură cu un fel de stres pentru copiii ostatici. Echipa SWAT glumește pe seama perspectivelor de rezolvare pașnică a situației spre marea supărare a instructorului lor. Într-o altă scenă, un cuplu de mafiozi ruși, Demetrio și Ilia, ia ostatic un bărbat pe nume Kenny și îl întreabă despre un pachet pe care se presupune că l-ar fi furat de la ei. Când acesta nu le răspunde, la amenință cu moartea. Kenny le spune că și italienii știu că obiectele se află în locația pe care o caută și că i-a implicat pe italien pentru a se asigura că are o pârghie. Echipa SWAT se îndreaptă spre același depozit, întrucât acesta a fost rezervat de către poliția din Los Angeles pentru exercițiul de reeducare. Italienii ajung și ei la fața locului și se confruntă cu mafioții ruși. Italienii sunt Lampone și Storato. Cele două grupuri se ceartă în legătură cu locul unde se află obiectul și cu modul în care Kenny i-a jucat pe amândoi. Dar în timp ce se ceartă, aud sirenele echipei SWAT care sosește. Aceștia decis să lase certurile deoparte și să se adune înăuntru pentru a elimina SWAT-ul dacă este necesar, crezând că Kenny le-a dat pontul. Dar când echipa SWAT intră înăuntru, ei se îndreaptă imediat spre etaj.
Infractorii se încurcă și rămân în gardă. Cu toate acestea, polițiștii sunt ocupați în antrenamentele lor, iar împușcăturile lor îi sperie și îi alertează și mai mult. Dar în timp ce ei continuă să se ascundă, izbucnește o bătaie între Storato și Ilia, în timp ce Storato pipăie. Tulburarea este observată de Tate, care îl trimite pe Blanco să investigheze și să spună tuturor celor care se află înăuntru că localul este rezervat până la ora 14. Dar în timp ce Blanco coboară, infractorii se enervează și lucid prin împușcare. Acest lucru determină un răspuns involuntar în care Blanco trage cu arma în aer alertându-și echipa. Tate decide că trebuie să coboare și să vadă ce se întâmplă. Criminalii își dau seama că pușca lui Blanco avea gloanțe oarbe, ceea ce înseamnă că polițiștii erau efectiv nenarmați. Cu toate acestea, după ce l-au ucis deja pe Blanco, ei se văd prinși în capcană și decid să colaboreze și să ucidă polițiștii. În timp ce Tate și echipa sa vin și înfruntă, își dau seama că adversarii lor știu că armele lor au gloanțe false. Așa că, la instrucțiunile bruște ale lui Tate, polițiștii se retrag la etaj, închizând în urma lor o ușă boltită. Acest lucru îi prinde pe infractori afară, iar Demetrius cheamă întăriri. Italienii așteaptă în timp ce sosesc întăririle rusești și elaborează un plan pentru a folosi o scară pentru a ajunge la etajul superior din exterior și a intercepta pe polițiști. Dar Tate și echipa sa decid să se retragă, prevăzând că infractorii vor încerca să-i flancheze. Ei se retrag spre ușă și folosesc o breșă pentru a fugi la camion și a-și lua armele adevărate. Genial și Han se ocupă de ușă, iar Tate aleargă după provizii, realizând că radioul lor a fost avariat. Geniard urcă la etaj pentru a vedea ce pun la cale rușii, iar Hunt își menține garda. În interiorul camionului, Tate îl găsește pe Kenny legat și le liberează, crezând că este ostatic. Cu toate acestea, el fuge înapoi la ușa boltită, în timp ce rușii intră înăuntru. Geniard este imobilizată de șeful întăririlor rusești, dar Tate intră să o salveze și îl ucide pe rus. În acest timp, rușii își dau seama că întăririle lor au fost neutralizate, iar italienii le cheamă pe ale lor. În acest haos, Kenny încearcă să fugă, dar Tate îl prinde în baie cu o valiză. Tate se uită la conținut și își dă seama de gravitatea situației. Îl întreabă pe Kenny care este planul, iar Kenny îl conduce la un tunel subteran care duce în afara depozitului. Dar în timp ce intră, Tate decide să se retragă puțin și să vadă dacă sunt urmăriți. Ajutoarele italiene își dau seama de acest lucru, iar șeful lor cere ca două echipe să intre în tunel de la fiecare capăt. Aceștia interceptează pe Tate și echipa sa și îi scot din fiecare capăt. Tate este reținut de ruși și este întrebat despre valiză și răspunde că știe unde se află, dar că vrea ca aceștia să-i lase echipa să plece. De cealaltă parte, italienii se gândesc să ia pe Han și Genard. Enervat de Kenny, l-am pune lucid în cele din urmă și îi cere lui Han să-l ducă pe Storato la caz, deoarece o ține o statică pe Genard. El își trimite echipa de rezervă să se descotorosească de toți rușii, în timp ce sosesc întăririle italiene, Tate le oferă sprijin rușilor și pleacă cu camionul lor, începând o urmărire. În interiorul tunelului, Hunt îl ucide pe Storato și fuge înapoi din tunel, apoi se furișează pe lângă Lampone și o eliberează pe Genard. Tate intră apoi înăuntru cu camionul și începe un alt schimb de focuri. Hunt își dă seama că în camion este ascuns lansatorul său personal de grenade și îl folosește pentru a dobori întăririle italiene. El trage și aruncă în aer întreaga camionetă, înghițind-o în flăcări. După ce acest schimb de focuri se termină, Demetrius se furișează din spate spre polițiști și ia o statici furând valiza. Apoi le cere polițiștilor și lui Lampone să îngenucheze și ordonă lui Ilia să-i ucidă. Ilia răspunde pozitiv și acceptă onorată. Demetrius iese să fumeze o țigară, având încredere că Ilia va scăpa de toată lumea, dar nu aude niciun foc de armă. Se întoarce înăuntru și vede că Ilia a fost doborâtă, iar șeful întăririi italiene este încă în viață. El și Lampone iau o statici pe polițiști, pe Ilia și pe Demetrius. În această nouă întorsătură, Tate cere o ultimă favoare înainte ca el și echipa sa să fie uciși, cere să li se permită să poarte dopuri de urechi. Lampone acceptă această cerere, invocând absurditatea acesteia. Cu toate acestea, imediat ce el și echipa sa poartă dopurile de urechi, Tate aruncă o grenadă flash ascunsă, dezorientându-i pe toți cei din cameră. Italianul fuge panicat, iar Lampone este imediat copleșit de ceilalți doi polițiști. Tate îi urmărește cu o pușcă, dar ambii indivizi mari au rămas fără muniție, așa că are loc o bătaie cu pumnii pe care Tate sfârșește prin a o câștiga. Ulterior, el se întoarce și împreună cu echipa sa ia pe toți ceilalți în custodie. Apoi ei sunt văzuți din nou în biroul șefului. De data aceasta însă, șeful îl felicită pentru eforturile și eroismul lor, onorând sacrificiul lui Blanco și oferind o paradă în onoarea lor. Cu toate acestea, el ridică o ultimă problemă, echipa SWAT ar fi bruscat un agent federal în timpul procesului. Kenny intră apoi în încăpere, explicând că el și Lampone erau într-o operațiune sub acoperire pentru a asigura servieta de la mafioții ruși italieni. Confuză, echipa SWAT acceptă schimbarea de situație și în curând se trezesc din nou la datorie. Mulțumesc pentru vizionare! Dacă ți-a plăcut, te rog să lași un like, un comentariu și să te abonezi la canal. Nu uita să apeși pe clopoțel pentru a fi la curent cu toate videoclipurile ce vor urma. Ciao!